copii germani puși la munce puizante, bătuți și ținuți în sclavie într-un centru privat de reeducare din Vișeu de sus, județul Maramureș. Cazul halucinant a ieșit la iveală în aceste zile, iar audierile continuă. Până acum patru persoane au fost reținute, între care un cetățean german. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș informează că a anunțat Ambasada Germaniei din România cu privire la această situație. Reprezentanții direcției susțin că cei patru copii în cauză beneficiază de serviciile sociale specifice oferite în centrele de primire în regim de urgență, inclusiv de consiliere psihologică din partea specialiștilor. Marți, mai multe percheziții au avut loc pe raza localităților Vișeu de Sus și Leordina, din județul Maramureș, pentru destructurarea unei grupări infracționale care ar fi exploatat minori prin muncă forțată. Grupul este suspectat că aducea copii din Germania pentru reeducare, dar îi folosea pentru munci epuizante. În realitate, tinerii au fost supuși unui regim de lipsire de libertate, de interzicere în a comunica în exterior cu familiile din Germania ori cu alte persoane sau autorități române, fiind obligați ca, sub pretextul unui așa zis program de reeducare conceput de către cetățeanul german, să execute munci epuizante în gospodăriile unor localnici aflați în anturajul suspecților, dincolo de capacitățile și limitele fizice ale vârstei lor, ori afecțiunilor de care suferă, practicându-se asupra minorilor metode umilitoare degradante, ținerea lor în stare de sclavie și exercitarea asupra lor în mod repetat de acte de violență gravă și amenințări. Oficialii de ICOT precizează și orurile prin care au trecut micuții. În acest mod, tinerilor le-a fost creată o puternică stare de temere și chiar de traumă ca urmare a bătăilor repetate, privării de hrană, lipsirii de libertate prin închiderea într-un așa zis arest, exercitării unor manopere medicale intruzive împotriva voinței lor, tinerii deliberate a minorilor în ger și în frig sau în ploaie, etc. Toate cu titlul de pedeapsă menită să educe comportamentul copiilor. Unii dintre minori au avut chiar intenții suicidale din cauza acestui regim. Așa zisul program social, finanțat de către statul german, fondat și coordonat de către suspectul de naționalitate germană, este reprezentat de serviciul social intitulat Proiect Maramureș. Furnizor acreditat este o asociație cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș.